Bună tuturor! Numele meu este Delia Pop. Sunt consilier intuitiv și ajut oamenii să-și lărgească perspectivele. Vă mulțumesc că mă urmăriți și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am trezit cu ideea de a reciti un fragment la întâmplare dintr-o carte pe care am citit-o și recitit-o mai de mult și pe care, de fapt, am pomenit-o și într-una din seriile de meditație pe care le-am organizat împreună cu voi în transmisiune directă înainte de plecarea mea în vacanță. Este vorba despre cartea De la idee la bani de Napoleon Hill. Ochii mei au picat, în primul rând, am deschis la pagina 190-191, acolo s-a întâmplat să deschid de dimineață, și au picat fix aici. Primele cuvinte pe care mi-au picat ochii de dimineață au fost acestea de aici. Haideți să le descoperim împreună. Copleșitoarea putere a energiei sexuale. Fericit este, într-adevăr, omul care a descoperit cum să asigure emoției sexuale un mod de exprimare creativ. Această descoperire l-a transformat pe om în geniu. Știința a demonstrat aceste realități semnificative. 1. Oamenii cu realizări extraordinare sunt oameni care au o natură sexuală foarte dezvoltată. Ei sunt cei care au învățat arta transmutării energiei sexuale. 2. Bărbații care au acumulat averi extraordinare și au dobândit recunoaștere în literatură, artă, industrie, arhitectură sau în alte domenii au fost motivați de o femeie. Cercetările de la care au pornit aceste uluitoare descoperiri datează de mai bine de 2000 de ani. Oriunde au fost găsite, dovezi legate de viețile bărbaților și ale femeilor cu realizări extraordinare, ele au indicat în cel mai convingător mod că aceștia posedau o natură sexuală extrem de dezvoltată. Emoția sexuală este o forță irezistibilă, împotriva căreia trupul nu poate rămâne imobil. Atunci când omul este condus de această emoție, el primește o super putere de acțiune. Înțelegeți acest adevăr și veți descoperi adevărata semnificație a declarației potrivit căreia transmutarea energiei sexuale îl va ridica pe individ la statutul de geniu. Emoția sexuală conține secretul capacității creatoare. Distrugerea glandelor sexuale, indiferent dacă acest lucru se întâmplă la om sau la animal, duce la eliminarea sursei majore de acțiune. Pentru a dovedi acest lucru, priviți ce se întâmplă cu un animal după ce a fost sterilizat. Un taur devine la fel de docil ca o vacă după operație. Sterilizarea scoate din mascul, fie bărbat sau animal, toată dorința de luptă care există în el. Stimuli mentali buni și răi. Mintea umană răspunde la anumiți stimuli prin care pot fi activate cote înalte de vibrații, cunoscute sub numele de entuziasm, imaginație creatoare, dorință intensă, etc. Stimulii la care răspunde mintea cel mai bine sunt 1. Dorința de exprimare sexuală. 2. Dragostea. 3. O dorință arzătoare de faimă, putere, câștig financiar, bani. 4. Muzica. 5. Prietenia dintre persoane de același sex sau de sex opus.
6. Un grup de minți strălucite bazat pe armonia dintre doi sau mai mulți oameni care se aliază în vederea realizării unei evoluții spirituale sau laice. 7. Suferința mutuală, cum ar fi cea experimentată de persoanele persecutate. 8. Autosugestia. 9. Teama. 10. Drogurile și alcoolul. Dorința de exprimare sexuală se află în fruntea listei de stimuli, deoarece stabilește cel mai bine vibrațiile minții și incită la acțiune. 8 dintre acești stimuli sunt naturali și constructivi. 2 sunt destructivi. Aici fac o paranteză și vă invit să lăsați în comentarii dacă vă place ceea ce am citit până acum și care credeți că sunt cei doi stimuli despre care spune autorul cărții, Napoleon Hill, că sunt destructivi. Să mergem mai departe. Lista este prezentată aici cu scopul de a vă oferi posibilitatea să faceți un studiu comparativ al surselor de stimulare mentală. Din acest studiu reiese în mod evident că emoția sexuală este cel mai intens și cel mai puternic dintre toți stimulii mentali. Un înțelept a spus că un geniu este omul care are părul lung, mănâncă alimente ciudate, trăiește singur și este ținta glumelor celorlalți. O mai bună definiție a geniului este următoarea. Un om care a descoperit cum să intensifice vibrațiile gândului până în punctul în care poate comunica liber cu surse ale cunoștințelor ce nu sunt disponibile în mod obișnuit. Interesant. Interesantă definiție a omului de geniu. Prima întrebare a unei persoane care dorește să discute unele aspecte privind această definiție a geniului va fi: cum poate cineva să comunice cu surse ale cunoștințelor care nu sunt disponibile în mod obișnuit? Următoarea întrebare va fi: există surse de cunoștințe care sunt numai la dispoziția geniilor? Și dacă da, care sunt acestea și cum anume pot fi ele accesate? Eu vă voi oferi dovezi prin care vă veți putea fundamenta propria demonstrație. Voi răspunde așadar la ambele întrebări. Al șaselea simț, imaginația creatoare. S-a stabilit clar existența unui al șaselea simț. Acesta este reprezentat de imaginația creatoare. Cei mai mulți dintre oameni nu folosesc acest tip de imaginație niciodată de-a lungul vieții, iar dacă o folosesc, o fac pur accidental. Puțini oameni folosesc imaginația creatoare în mod intenționat pentru a atinge un anumit obiectiv. Cei care folosesc această capacitate în mod voluntar și care înțeleg funcțiile ei sunt genii. Imaginația creatoare reprezintă legătura directă dintre mintea finită a omului și inteligența infinită. Toate așa numitele revelații la care se face referire în orice religie a lumii și toate descoperirile principiilor de bază sau ale unor principii noi au loc prin intermediul imaginației creatoare. O strategie excelentă. Atunci când mintea unui individ este străfulgerată de idei sau de concepte, prin ceea ce popular denumim presimțire, ele vin din una sau mai multe surse. 1. Inteligența infinită. 2. Subconștientul,
acolo unde sunt stocate fiecare sentiment, fiecare impresie și fiecare impuls al gândirii care au ajuns vreodată la creier prin oricare dintre cele cinci simțuri. 3. Din mintea unei alte persoane care tocmai a eliberat gândul sau imaginea ideii ori a conceptului prin gândul conștient. 4. Din depozitul subconștientului altei persoane. Nu există alte surse cunoscute prin care pot fi primite idei inspirate sau presimțiri. Stimularea acțiunii creierului prin unul sau mai mulți dintre cei 10 stimuli are ca efect ridicarea individului cu mult deasupra orizontului gândirii obișnuite și îi permite acestuia să perceapă distanța, scopul și calitatea gândurilor indisponibile când este situat într-un plan inferior, așa cum se întâmplă atunci când este angajat în soluționarea problemelor de afaceri sau profesionale de rutină. Odată ridicat la un asemenea nivel superior de gândire, prin orice formă de stimulare mentală, un individ ocupă relativ aceeași poziție ca o persoană care a urcat într-un avion la o înălțime foarte mare de unde poate vedea peste și dincolo de linia orizontului, care îi limitează perspectiva atunci când se află la sol. Mai mult, în timp ce se află la acest nivel al gândirii, individul nu este stânjenit sau constrâns de niciunul dintre stimulii care îi limitează în mod normal viziunea în timpul luptei pentru dobândirea celor 3 necesități de bază: mâncare, haine, adăpost. El se află într-o lume în care gândurile obișnuite au fost efectiv îndepărtate, la fel cum sunt înlăturate dealurile și văile și alte limitări de perspectivă atunci când se află într-un avion. Pe acest tărâm al gândirii, capacitatea creatoare a minții este liberă să acționeze. Calea a fost curățată pentru ca al 6-lea simț să poată funcționa, el fiind receptiv la idei la care individul nu ar putea ajunge în niciun alt mod. Al 6-lea simț este cel care face diferența dintre un geniu și un individ obișnuit. Vocea interioară. Capacitatea creatoare devine mai alertă și mai receptivă la vibrațiile care își au originea în afara subconștientului individului, cu cât acesta o folosește și o solicită mai des. Ea poate fi cultivată și dezvoltată doar prin utilizare. Conștiința funcționează în întregime pe baza celui de-al 6-lea simț. Marii artiști, scriitori, muzicieni și poeți au devenit mari deoarece s-au obișnuit să se bazeze pe vocile interioare, care le vorbesc dinăuntrul lor, prin intermediul imaginației creatoare. Oamenii cu o imaginație ascuțită știu prea bine că ideile cele mai bune apar sub forma așa numitelor intuiții. La un moment dat am cunoscut un orator care nu a ajuns faimos decât în momentul în care a închis ochii și a început să se încreadă total în puterea imaginației creatoare. Când a fost întrebat de ce închide ochii chiar înainte de punctul culminant al discursului său, a răspuns: fac asta pentru că astfel exprim ideile care vin din interior. Unul dintre cei mai buni și de succes finanțiști ai Americii obișnuia să închidă ochii timp de 2 sau 3 minute înainte de a lua o decizie. Când a fost întrebat de ce făcea acest lucru, el a răspuns:
cu ochii închiși, sunt capabil să atrag spre mine o sursă de inteligență superioară. Dragii mei, vă invit să oprim aici citatul de astăzi din cartea extraordinar de transformatoare De la idee la bani de Napoleon Hill. Să oprim aici cititul paragrafelor și să facem și noi, precum acele genii de care vorbește Napoleon Hill în această carte, să închidem puțin ochii și să ne gândim la o dorință a noastră. O dorință arzătoare, dacă este posibil, dacă aveți una. Dacă nu aveți una, poate o găsiți acum pe loc. Vă invit să închidem ochii împreună și să ne gândim la dorința noastră și să ne lăsăm inspirați de această sursă infinită de creație și informație despre care vorbește Napoleon Hill în această carte. Și pentru că tot ne-am lăsat inspirați de această sursă infinită de creație și informație referitor la dorința noastră arzătoare, vă propun să facem un alt lucru cu care v-am obișnuit deja, și anume să deschidem la întâmplare cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne și să descoperim un mesaj intuitiv care să ne ajute, să ne inspire, să ne motiveze, să ne ofere acea soluție potrivită pentru a obține ceea ce ne dorim și ceea ce avem nevoie. Am deschis la pagina 142. Cine este capitanul navei tale? Dacă o navă nu este ghidată de un cârmaci priceput, ea va fi târâtă de toți curenții și va sfârși prin a se izbi de stânci. Gândește-te că trupul tău este o navă. Mintea ta este motorul care o mână înainte, în timp ce tu ești capitanul care o ghidează. Preia controlul asupra navei tale și folosește în mod înțelept puterea motorului său pentru a o conduce către destinația pe care ți-o dorești. Preia controlul navei tale. Să preluăm controlul propriilor noastre nave ne invită acest mesaj intuitiv de astăzi. Plănuiesc, dragii mei, să organizez la centrul din București, care se numește Centrul de Prezentări și Săl de Conferință, care se numește Education Point. Îmi doresc să organizez împreună cu voi și vă invit să participați în număr cât mai mare, timp de 3 ore, la o seară de meditație. Meditație, vizualizare și conectare, exact cum sugera și autorul cărții De la idee la bani, conectare la sursa infinită, la inteligența infinită, la sursa cunoașterii. Vă voi citi în continuare titlurile seminariilor, acestor întâlniri pe care vi le propun și vă invit să lăsați în comentarii care dintre ele vă atrage atât de mult încât chiar ați dori să participați,
chiar și dacă nu sunteți din București și va trebui să veniți din altă parte, din alt oraș sau din altă țară, pentru a participa la această seară de meditație. Conectare la inteligența infinită. Pentru soluții și răspunsuri. Dezvoltarea intuiției. Lucrul cu visele. Vizualizare pentru vindecare. Eliberare de blocaje și împăcarea cu succesul. Atracția și vibrația relațiilor potrivite. Mi-a șoptit așa la vocea interioară că aproape toate din aceste titluri, dacă nu chiar toate, chiar v-au incitat și chiar v-ați dori să fiți acolo și mulți dintre voi chiar veți și fi. Vă aștept cu mare drag în București. Veți găsi mai multe informații legate de aceste întâlniri pe care vi le propun pe pagina mea Business de Facebook și de asemenea voi lăsa, desigur, linkul către pagina mea în descrierea acestui clip. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc tuturor numai bine. Mult succes în tot ceea ce vă doriți și tot ceea ce aveți nevoie să obțineți.